Afară e cald, dar cagulă în cap, geacă, că doar ce are. Așadar, aș vrea să discutăm despre costuri, pentru că, sincer, e mult mai scump decât mi-aș fi imaginat inițial. Sunt variante să-ți cumpere o motocicletă la mâna a doua, se depreciază destul de mult, doar că există riscul destul de mare ca cine vinde motocicletă să o vândă pentru că a căzut, s-a speriat, îi e frică, nu mai vrea și așa mai departe. Din acest punct de vedere, s-ar putea ca cel care are o motocicletă să dorească să o vândă ASAP, as soon as possible, cât mai repede posibil, și s-ar putea să prinzi o ofertă foarte bună. În orice caz, poți să folosești car vertical pentru motociclete, pentru că ei au baza de date și pentru motociclete. Iar în cazul în care a fost motocicleta implicată într-un accident, știți foarte bine, car vertical are contract cu RAR-ul, furnizează RAR-ul date, asiguratorii și așa mai departe. Există șanse să găsim informații, poze, daune în mod special la motociclete. Folosiți și codul 99Vehicles la checkout și aveți o reducere de 20%. Deci pentru motociclete. Deci există această variantă, să-ți iei motocicleta la mâna a doua. Am avut un client astăzi care a intrat în magazin și a cumpărat niște produse, mă rog, avea o motocicletă. Din 2017, o Honda 650 CB650F. 4 cilindri, vreo 90 de cai. Zicea că a dat pe ea 5.200 de euro la 17.000 de kilometri. Adică a făcut o afacere bună. Că un CB650R costă vreo 9.000 de euro nou cu TVA, mă rog, minus un rab, la ui pe la 8.000. Deci, o afacere bună. Scutește aproape 4.000 de euro. Da, e la mâna a doua, nu mai are garanție, nu știu dacă a căzut cu ea, în fine. Deci asta, primul lucru, s-ar putea să se deprecieze destul de repede, unul la mână. De la mână, parcă aș depăși și o mașină, ce ziceți? Ha? 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 Apoi, doi la mână o cumperi. Eu am cumpărat-o nouă pe asta și, mă rog, am luat-o cu rabla. Sunt încântat de cât am dat, ce știe să facă, cât consumă. Ești mărțoagă, te-ai băgat în fața mea. Unde te bagi, mă? După cum spuneam, costuri. Deci îți iei una la mâna a doua, scutești niște bani sau îți iei motocicletă nouă. Dai pe ea, cum am dat eu, 6.000 plus TVA, 5.600 plus TVA, fără eu, curab. Și acum încep următoarele costuri, mai puțin cunoscute. Stand. Mi-am cumpărat stand pentru spate, ca să ridic motocicleta, ca să ungi, să cureți lanțul. Apropo, îți trebuie pentru curățat și pentru uns lanțul. Îți trebuie soluții care se duc și costă. Adică un tub de 30 de lei de curățat lanțul îl folosești de 2, maxim 3 ori. Cred că cam de 2 ori. Și costă 30 de lei, lanțul lungi la fiecare 500 de kilometri conform manual. Mă rog, acum poate lungi la 1000 sau poate că lungi după ce plouă afară, torențial, lași motocicleta afară sau după ce speli motocicleta. Sau de cât este nevoie, dar conform cărții, la cam 500 de kilometri. Lanțul ăla se schimbă, la 2-3 sezoane se verifică, se inspectează vizual. Revizia n-ar fi atât de scumpă, doar că dacă ai motocicleta nouă, trebuie să o faci la reprezentanță. Dacă n-ai reprezentanță în localitate, trebuie să mergi undeva, mă rog, gen București, în Vâlcea nu există de moto. Și atunci trebuie să mă duc în București. După care, dacă este din garanție și vrei să te uiți la niște tutoriale, ai putea să-ți faci revizia destul de ușor de unul singur. Îți trebuie standul care e 300 de lei, vreo 3-4 litri de ulei, mă rog, depinde ce motor ai, dar între 2 litri jumate și maxim 5 litri de ulei. Revizia te costă probabil 2-300 de lei dacă te faci singur și vreo 5-600 dacă
te duci la reprezentanță. Discurile de frână te țin vreo 20.000 de kilometri. Mă rog, încă n-am ajuns la partea asta să schimb piese și chestii, că abia am cumpărat motocicleta, este nouă. Abia are nici 400 de kilometri. Apoi, echipament. Echipamentul este foarte scump. Adică dacă vrei echipament de calitate, de calitate însemnând brandurile consacrate, Dainese, Alpine Stars, Rebel Horn și mai sunt câteva, costă. Adică chiar costă. Mănușile pe care le vedeți, da, astea au fost vreo 280 de lei, sunt ceva de calitate, protecție medie, adică nu e ceva wow, pentru că, na, eu nu merg tare, nu sunt de track, nu sunt de MotoGP, nu sunt de mers tare. Sunt mănuși textile, cumva de vară, pe câte vreme are asta, cele care sunt mai puternice, mai sport, mai performante, costă de la 500 de lei în sus. Și vedeți că sunt mănuși textile, mănuși semi-textile, mănuși full piele, mănuși impermeabile, mănuși de tip gauntlet până mai sus de antebraț, care sunt recomandate pentru mers tare, pentru touring, dacă e frig afară, sunt mănuși cu Gore-Tex. Sunt mănuși, ce să vă zic, sunt foarte multe tipuri de mănuși care depășesc unele chiar și 1000 de lei. Apoi există geci, cea mai banală geacă cu protecții este 700-800 de lei, cea mai banală geacă. Am o geacă pe mine acum, Honda Alpine Stars, originală, și a fost vreo 1000 de lei și este extrem de subțire, cu protecții foarte fine. Una mai sănătoasă e mai scumpă, mult mai scumpă, 1500, 1800, 2000 de lei. Pantalonii sunt la fel, de la 600-700 de lei. Eu sincer acum nu am pantaloni de moto cu protecții, pentru că e foarte cald și am mai avut treabă. În rest am tot echipamentul pe mine. Pantalonii, am niște blugi cu Kevlar, care au fost vreo 700 de lei. Au protecții level 2 în genunchi și un mesh cu Kevlar, gen partea unde de pantaloni scurți, până la, nu știu, ca când avea un slip, partea ca un slip e din Kevlar, rezistentă la abraziune. Accesorii pentru motor nu mai zic. Niște bare pentru protecția motorului la Rebel sunt vreo 900 de lei. Mai sunt din afară un pic mai ieftine, dar tai pe transport, TVA, taxe vamale. Mai sunt gențile laterale din spate, sunt 500 de euro set. Ai tot felul de accesorii pentru motor, deci orice e foarte scump. Foarte scump. Anvelopele la această motocicletă costă vreo 2000 de lei set și te țin vreo 15-20.000 de kilometri. Mă rog, impozitul n-ar fi neglijabil, vreo 30 de lei pe an. Asigurarea e mai accesibilă decât la o mașină, pentru că teoretic tu nu poți să provoci cu motor aceleași daune ca cu o mașină în cazul în care ai viteză. Vorba de mai mulți factori. Apoi mai sunt costumele, combinezon sport pentru cei care vor adrenalină. Un costum combinezon full e vreo 1000 de euro, fără airbag, fără super protecție. Un airbag mediu e 3500 de lei, geacă cu airbag e 700 de euro, 3500-3800 de lei. Aș putea să zic că dacă ții tot tacâmul, îți iei un motor de 6-7-8000 de euro și începi și îți cumperi tot tacâmul, parcare, accesorii, costum de ploaie, costum de touring, ghete, am uitat, ghete, eu știu, tot tacâmul, aș putea să zic că deja depășești lejer prețul motorului. Cască, iar cască e cel mai important, eu am o cască foarte bună, HGC Solid 70, Rafa sau cum se numește, full carbon, adică foarte rezistentă și foarte ușoară. O astfel de cască e 2500 de lei plus. Asta zic, dacă ții două căști, două, trei garderobe, airbag, ghete, combinezon, tricouri termice, cagule, mânuși, am patru perechi de mânuși, geci, plugi, ce vrei tu,
deja vorbim de 5-6 mii de euro echipament, deja, deja dublezi valoarea totală investiției la moto. Asta este principalul motiv pentru care foarte mulți nu prea își cumpără echipament, de-aia sunt mulți care umblă pe străzi, vai mama lor, și când fac accident sunt victime. Poate și lenea să te echipezi, când într-adevăr îți mănâncă timp și îți creează disconfort, dar în același timp e vorba și de faptul că nu sunt bani, lumea nu-și cumpără echipamentul care trebuie. Cu toate că sunt și variante un pic mai accesibile, ce v-am zis eu, sunt din gama premium, dar în orice caz sunt costuri mari pe un motor. E o pasiune și un sport destul de costisitor și nu oricine își permite. Acum, Ana, poți să-ți iei un motor cu 2-3.000 de euro obosit, un echipament de 1.000 de euro basic și cam atât, dar ideal este să te echipezi corespunzător și să nu faci rabat la calitate, pentru că aceste echipamente îți pot salva viața. Ați văzut, se bagă peste tine, nu îți dau prioritate, sari un pieton de locolești, dai în altceva, aruneci pe nisip, o pată de ulei și dacă pici, măcar să fii protejat. Mai ales să ai un airbag, să ai luci ca lumea, să ai geacă ca lumea, protecții ca lumea și ești mai ferit, să zic. Morala este că pe mine m-a dus distracția așa, 6.000 plus TVA, motorul. Echipament până acum, cred că am cheltuit vreo 2.000, cam așa, cred că în jur de 2.000 de euro.